Salutare, toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem alături de prietenul nostru Quest. Astăzi suntem pe serverul de 5M Crimes România Roleplay. Este un server la început, totul este în regulă, este ok serverul, momentan sunt 56 de jucători. Astăzi vreau să aducem ceva nou, anume viața unui polițist. Și să-i dăm bătaie să vedem ce iese. Totul se va desfășura in character. Da, să trecem la treabă. Salut, colegul. Salut. Hai să mergem și noi în patrulă. Hai da. Și cum mai e treaba? Cum să fie? Multă muncă. Muncă, dar când ne dau salariile aia, că de 2 ani n-am mai luat un salariu de la ca lumea. N-ai adevărat. Eu se pare că avem pe cineva aici. Ce face băiatul ăsta? Polițist. Am înțeles. Polițist, veniți repede cu mine, vă rog. Două secunde, te rog. Ok. Domnul Cologan, sunteți handicapat? Domnul Cologan, bună seara, un Bostan Mihai de la Brigada Rutieră. Haideți să trageți mașina aici pe stânga, vă rog frumos, să nu încurcăm circulația. Motorul. Haideți, domnul, că leșinează. Cine, domnule? Un pic mai în față, vă rog. Un pic mai în față, vă rog. Rămâneți la autovehicul. Ei, aici 250, efectuez un 1038 pe un Logan verde cu numărul de matriculare P919YOX. Bună seara, vă rog să rămâneți la autoturism. Bună seara, Bostan Mihai de la Brigada Rutieră. Reprezentați-mi și mie documentele dumneavoastră. Aș dori și eu un permis. Domnul Cristian Ciocan. Mă auziți? Da. Aș dori și eu talonul. Cristian Ciocan, da. Aș dori și eu talonul autovehicului. Înțeles, o secundă să verific. Da, este ok. Aș dori și eu să coborez din mașină. Bun, prezentați și mie, vă rog frumos, un buletin. Bun, vă rog să așteptați la mașină, o să revin imediat. Înțeles. Cred că o să-i dau amendă acestui tip și o să-i și confiz permisul. Bun. Domnul Cristian Ciocan? Da. O să vă aplic o contravenție. Și mă tem că o să vă confisc permisul de conducere pentru conducere imprudentă, călcarea dublei continui și ați mers și pe contrasens. Aveți ceva de declarat? Nu. Am înțeles, o secundă. Ce dracu e amenda aia? Coleg, după asta o să avem de interogat pe un domn. Trebuie neapărat să n-ați permisul. Bun, v-am aplicat o sancțiune de 1000 de RON pentru conducere imprudentă, iar permisul dumneavoastră de conducere hai o să vi-l dau înapoi, o să vi-l dau înapoi. Vă rog frumos să coborăți din mașină. Îl iertăm acum. Bun,
Aveți mențiuni de declarat în procesul verbal? Nu, nu. Vă rog să semnați aici. Ok, vă mulțumesc, vă urez o seară frumoasă. Colegul, da, cu colegul. Mașina în parcare la secția de poliție, aici în față. Gata, colegul. Sunt tare curios pe cine o să interogăm. Bun, să știi. Bună seara. Bun, două secunde, colego. Bun, bun. Deci băiatul cu lanțul să vină cu noi sus, dumneavoastră cu geantă, puteți să așteptați aici. Da, sau... l-aștept aici, că vreau. Bostan Mihai de la Brigada Rutieră, vă rog frumos să mă urmați. Ziua, Ștefan Prămână, Brigada de Cunoștință. Colegul, hai du-l sus la... Sus în birou? Hai aici, nu, hai aici, aici. Am înțeles. Hai colegul sus mai bine, că aici... Hai mai bine sus, că acolo stau, să nu vine nimeni. Pe aici mai vine lume, mai una alta. Nu, vine, că nu vine nimeni aici, aparent. Hai sus. Sus și dreapta. În față, că te-am prinde chestul, îmi taie cap. Bă, dar unde-sta? Înțeles. Haideți, domnul, doriți să vă luăm noi? Să ce? Să vă ducem noi? Nu mai numai că pot să pot și pot și... Greuți, dar pot. Foarte speriat, foarte speriat. Haideți aici. Bun. Colegul, nu vă permit să luați loc, vorbiți cu mine. Despre ce s-a întâmplat, colegul? L-a găsit pe autostradă. Domnule, de sat să vă explic. Era într-o frumos la Bacă. Și niște oameni cu niște G-clasuri albe, îmbrăcați în cămașă albă, vestă, gri, deschis, m-au apostat în fața băncii. Și m-au zis, m-au luat cu aer, cu doamne, ce vrei mă, că dacă sunt șmecher, că știu ce. Mi-am zis că nu, frate, nu sunt șmecher, că vreau, așa. Că n-am eu chef acum de voi. Am plecat frumos, s-o fac cu seară. Așa. Am intrat și eu cu mașina gen în față la un motel, acolo m-am zis puțin să pun la spate acolo să fac pipi. Bă, și m-au luat. Au venit cu G-clasuri albe. M-au luat cu arme, cu... Mulțumesc. Am luat oameni, m-au amenințat, m-au dus într-un loc pe câmp, mi-au zis să le... Am înțeles, niște G-clasuri albe, spuneți, da? Domnul, mă mai auziți? Probă? Mă mai auzi, domnul? Domnul? Mă mai auziți? Înțeles. Da, domnule. Deci avem așa G-clasă alb. Sunteți pe fir, vorbiți? Da. Ok, cum se îmbrăcau? Am înțeles. Înțeles. Bun. O să vă rog un pic să mă așteptați. Revin după o scurtă pauză, avem mici probleme la conexiune, cred. Revenim imediat. Gata, am revenit, sper să meargă acum. M-a zis, domnul? Stai, dau și un on-off. Bun, m-a zis? Da, dumneavoastră m-a zis. Da, deci... Mai spuneți o dată cu ce se îmbrăcau. Vestă gri. Așa. Cămașă albă, pantaloni albi. Papuci albi.
Da. Pantofi. Da. O pălărie, parcă. Da. Așa, bun, deci... Ok, G-Class, am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru declarație. Să-mi spuneți și un nume. Eventual, vă rog frumos să-mi amânați actul dumneavoastră de identitate. Da, poftiți. Plămân Ștefan, ok. Plămân. Vă mulțumesc. Hai, colegul, să mergem. Așa, domnule, că vă rog pe scapul. Las, colegul, că acele informații se dau la chestor. Da, nu știu ce am avut, colegul, din cauza stresului și a oboselii, nu prea mai auzeam, nu știu ce s-a întâmplat. Probabil. Nu poate doar ce s-a întâmplat aici. Nu știu, nu vă opresc, nu vă opresc, dați în continuare. Știi, a zis chema asta? Ce-i cu ea? Am înțeles. Ce? Mă se scriu dânsul eu amendă pentru parcare, nu se poate așa ceva. Îi aplici tu amenda, colegul, eu pui tu un parbriz ca să nu mai ieși eu. Da, colega. Hai, scriu tu, pune un parbriz, nu se poate să parchezi în halul ăsta. Un apartament forent. 5360165. Poate o să-mi iau și ceva cu chirie pe aici prin zonă. Unde e colegul? Ah. Hai, colegul, hai! Hai, repede. Dă-i. Iar pe ăsta cu golful lui. Întâmplă continuă, ci să le amendă. Și pe roșu. Rămâneți pe dreapta. Elibera zona! Că l-am pognit aici. Către toate unitățile... Mă recepționați? Către toate unitățile avem un suspect... L-am pierdut în zona Gunoier. Era într-o mașină de Food Panda. S-a dus înspre plajă. L-am dat în urmărire, colegul, hai să mergem. Nu mai auzi, colegul? Da, da. Unde-i dispărusei? Da, m-am dat jos ca să... Bă, dacă îl prind. Stai. Da, colegul. Nu e colegul, că m-am uitat eu acolo.
Da, e mor băiatul. Auzi, colegul, du-te un pic acolo la mașină, că vine mea, că trebuie să chemăm pe ceva. E colegul, stai un pic, că avem niște probleme. Ce se întâmplă, colegi, aici? Stai un pic. Colegul de la rutier, du-te un pic pe la mașină, că rezolv cu băiatul ăsta ceva. Aici. Ești admin? Așa. Am înțeles, vezi că... am pe filmare și la disconnect. Da, îl așteptăm pe colegul între timp. Hai, colegul. Gata cu tora de azi, mergem la secție. Am avut de toate azi. Hai că imediat, încă. Se pare că nu se sfârșește niciodată. Rămâneți pe loc, bună seara. Salut, bro. Bostan Mihai, brigada rutieră. Așa se circulă, domnule. Ce zici? Așa se circulă, domnule. Cum așa? Documentele la control, vă rog frumos. Prezentați-mi și mie un buletin. Prezentați-mi și mie un buletin apă flexând mușchii F9, vă rog frumos. Păi F9? Am înțeles, domnul Clark Kent. Ce zici? Domnul Clark Kent. Adică? Dumneavoastră sunteți? Nu știu, eu sunt nou pe jocul ăsta, nu știu. Fai de capul meu, domnule. Deci... dați-i pace, urcați-vă mașina și plecați o secundă. Hai, mersi. O zi bună. La revedere. Hai, colegul, să mergem, cred că de la pastilele alea de mi le-ai dat tu. M-am spus. Să fii sănătos, gata, hai la secție, ne grăbim că m-a sunat nevasta, trebuie să ajung acasă. Bine. Mamă, ce e aici, colegul, cu astea? Aia, nu știu. Ne-au fi dat primarul pentru... Da. Hai să încheiem și noi daily vlog-ul corect, corespunzător. Cam asta a fost, dragi beți. Ne auzim data viitoare. Vă mai aștept! Paftă!